Bun găsit pe canalul Îngrijirea Florilor. Astăzi vreau să vorbim despre petunii, despre un aspect important legat de petuniile mature, momentul în care facem tăierile. Este o operațiune care prelungește viața plantelor și ne va bucura cu flori o plantă tăiată cel puțin o lună, două de acum încolo. Iulie este un moment bun pentru a face aceste tăieri, pentru că deja petuniile au înflorit foarte mult până acum, s-au umplut de flori, au consumat foarte mult și resursele pe care le au sunt tot mai puține. Florile sunt mai mici și atunci intervenim cu aceste tăieri pentru a întineri planta. Aveți o petunie grandiflora, am adus-o special ca să vedeți bine cum facem aceste tăieri. Are lăstari lungi și drepți, nu sunt pendenți. Putem să tăiem petuniile în funcție de lungimea lăstarului la jumătate sau chiar două treimi din tulpină. Aceasta este o petunie înaltă. Am să o tai mai mult de jumătate. Vedeți, sunt operațiuni diferite față de cele de ciupire atunci când planta este mică. Planta a fost ciupită când a fost mică și vedeți cum s-a ramificat. De aceea este atât de important. Ea a avut doi lăstari pe care a înflorit. La fel am să fac și cu al doilea lăstar. Este o perioadă în care trebuie să ținem cont de faptul că este cald și plantele se deshidratează ușor. De aceea nu vom face tăierile ziua, vom amâna momentul pentru seară când este mai răcoare afară, pentru că și așa planta este stresată în această perioadă și nu vrem să se deshidrateze. Vom menține substratul reavând pentru ca să o ajutăm în continuare. Nu vom fertiliza în această perioadă, cel puțin o săptămână vom lăsa planta să se acomodeze, iar după o săptămână va intra în ritmul normal de fertilizare și în mai puțin de o lună ne vom bucura din nou de florile ei. De unde am tăiat, din acest loc vor porni lăstari și aceștia se vor umple de flori așa cum face petunia de fiecare dată. Atât deocamdată despre tăierile la petunii. Sunt Oana Matei, rămâneți în continuare pe canalul Îngrijirea Florilor pentru noi informații din lumea plantelor.